un sfert de oră. Vă mulțumim pentru participarea dumneavoastră. Ne bucurăm că am fost alături ca oameni interesați de cum ne putem raporta la icoană, fie ca închinători, ca oameni ai bisericii, fie ca pictori care suntem puși în situația de a le aduce înaintea dumneavoastră. Mulțumim invitațiilor noștri prezenți aici pentru efortul pe care l-au făcut de a aduce puțină lumină în acest domeniu. Țin să mulțumesc încă o dată și doamnei Ioana Iancovescu, deși nu este alături de noi, pentru efortul pe care l-a făcut de a face acest diagnostic și de a scrie acest articol despre care v-am spus că îl putem găsi pe site-ul Anastasis. Și vă invităm să mergem la punct.